Să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, și vom citi începând cu versetul 6 până la versetul 12 inclusiv. Pagina în Biblie 1071 și se continuă la pagina 1072. După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu, cu numele Bar Iisus, care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dar Elima, vrăjitorul, căci așa se tălcuiește numele lui, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință. Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis: om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Acum, iată că mâna Domnului este împotriva ta. Vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta bășbăind niște oameni care să-l ducă de mână. Atunci, dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Amin. Vă rog să luați loc. Iubiți frați, stimate surori, distinși invitați, permiteți-mi să vă salut pe toți cu harul, cu pacea Domnului Iisus Hristos, din partea mea, din partea Bisericii Betel din Sighetul Marmației, din partea conducerii cultului creștin pentecostal din România, și doresc ca mâna cea bună a Dumnezeului nostru să fie întinsă peste dumneavoastră, peste familiile pe care le aveți, peste această biserică ce are un început undeva în 1996, cum spunea fratele pastor Nelu Filip, era inaugurarea ei. M-am dus așa cu acești 28 de ani în urmă și stăteam undeva aici în partea stângă, parcă am revăzut în momentul când a spus acele lucruri pe fratele Todoran, pe fratele Gurău și alți frați, acum nu o să le pomenesc numele, și am zis, parcă a fost un vis. Așa de repede au trecut ani. Eram tineri, poate șopteam eu aici, Nelu spunea că arătăm altfel, i-am zis, el măcar are păr, eu nu mai am nici păr. Înțelegeți? Și uite că lucrurile așa merg. Și asta e viața, înțelegeți? Spunea cineva că timpul este ireversibil și implacabil. Nu se mai poate întoarce și fără milă. Însă vedeți dumneavoastră, fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne pune la dispoziție o cantitate de timp. Și este atât de important să vedem ce facem cu timpul acesta pe care îl avem la dispoziție. Nu știm când plecăm din lumea asta. Vedeți, vedem pe rând, însă plecăm pe sărite și dumneavoastră ați văzut și știți și e dureros. Nu, eu totdeauna când mă uitam așa în partea asta, eu mă uit așa, cunosc foarte mulți oameni, vedeam și pe sora Sia, soția fratelui Grigore, acum nu mai e, vedeți, totul se termină așa rapid, nu știi niciodată. Spune unul din poeții creștini,
ca umbre suntem pe pământ. Ne ducem, ne stingem curând. Oricine, oricum a venit, a fost, a trecut, a murit. Și viața pe care noi o trăim aici pe pământ este foarte importantă. Nu știu dacă aș aduce în minte fratele Nelu, dar eu nu uit lucrul acesta, că la admitere la seminar, la proba de limba română, ni s-a dat un eseu, printre altele un eseu, și în eseul acela pe care noi trebuia să-l facem, aveam o, dacă vreți, o afirmație, câteva cuvinte spuse de unul din mari oameni ai neamului românesc, Tudor Popescu, nu știu dacă ți-aduce aminte, sunt mulți, mulți ani, în 1991, și scria acolo așa: viața noastră este un timp foarte însemnat. E o școală pentru veșnicie. E o vreme de har să o folosim cât mai intens. Este atât de important să vedem ce facem în viața asta pe care noi o avem la dispoziție. Și eu mă rog ca Bunul Dumnezeu să lucreze în inima celor care în seriile acestea au venit și au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, să înțeleagă că Dumnezeu a pus la dispoziția lor aceste zile ca să poată auzi cuvântul lui Dumnezeu. Iar atitudinea lor față de acest cuvânt contează enorm de mult. Vedeți dumneavoastră, în pasajul pe care eu l-am citit, un pasaj în care le mărturiseam fraților, am ținut o altă predică cu câțiva ani în urmă, undeva a fost citit textul acesta, n-am predicat. Însă aseară mă tot uitam și mi-a venit pasajul acesta. Mă întreba fratele Nelu și pendulam așa, dar până la urmă am decis să predic de aici. Și vă spun ce mesaj mi-a pus Dumnezeu pe inimă. Citind pasajul acesta, analizându-l, văzând conținutul lui, am putut să văd un om cu numele de Paulus Sergius, care avea o dorință și dorința lui era bună. Toți oamenii au dorințe, însă dorința acestui om a fost una extraordinară, spune, observați dumneavoastră în versetul acesta pe care l-am citit, 7, acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. E bună dorință, ce zice? Foarte bun. Să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și observați dumneavoastră, el parcurge câțiva pași și în urma auzirii acestui cuvânt al lui Dumnezeu, omul acesta ajunge să creadă. Și observați cum se încheie versetul acesta 12, de altfel pasajul de aici. Atunci dregătorul, când văzuse ce se întâmplase, a crezut. A crezut. E, vedeți, noi de foarte multe ori organizăm evangelizări, oamenii au multe dorințe să-l audă pe nu știu care să predice, să audă cântări, alții să vadă ce o mai fi, dar nu știu câți au dorința sinceră să audă cuvântul lui Dumnezeu și nu știu câți dintre ei văd ca o finalitate să creadă și să înceapă să trăiască cu Dumnezeu. Asta e cel mai important lucru. Titlul mesajului din seara aceasta este următorul, și anume, plecând de la acest om, am pus următoarea întrebare: cum a ajuns acest om de la dorință la credință? Cum a ajuns acest om de la dorință la credință? E foarte important. Să ai dorințe, spuneam, e bine, dar să ajungi să crezi este cea mai mare realizare. Știți de ce? Pentru că dacă ne uităm în Scriptură și dacă privim la lucrurile pe care le-a apreciat Domnul Iisus, El n-a apreciat anumite lucruri la anumiți oameni, lucruri din astea pământești pe care noi le apreciem. Aprecierile noastre sunt legate de multe ori
de cum e îmbrăcat un om, de câte posedă un om, de ce mașină conduce un om, de câte studii are un om, de ce poziție are un om, nu? Noi astea pricem în mod deosebit, de câtă implicare are în anumite domenii acel om, rangul lui și cât de altele. Însă pe Iisus, dacă l-a impresionat ceva în viața asta de zi cu zi, a fost ceea ce o să vă citesc. Uitați-vă, vă dau un exemplu. Luca, la capitolul 7, ne este prezentat aici un sutaș, un reprezentant al puterii romane. Un om care avea o slujbă importantă, conducea el acolo o garnizonă. Omul acesta, vedeți, pe lângă toate astea, a avut și el niște dorințe, niște interese de natură spirituală, încât la un moment dat se implică, observați dumneavoastră, în zidirea unei sinagogi și face ceva frumos pentru neamul evreiesc, ceea ce, mă rog, evreii nu se așteptau. Dar la un moment dat se confruntă cu o problemă. Are bolnav pe cineva, și anume robul lui, pe care el îl prețuia, și trimite la Domnul Iisus Hristos să meargă. Pe niște oameni îi trimite să-i spună să vină la el, să se atingă de el. Acum, toată relatarea asta vine la tine și zi o vorbă. Și robul meu va fi tămăduit. Să fie, Domnul. Și apoi așa argumentează în versetul 8 că și eu am sub stăpânirea mea, da, ostaș și zic unui aduce altuia, să duce altuia, vino și vine și robul meu spune, auzi, fă cu tare și lucru și îl face. Și auziți dumneavoastră reacția lui Iisus. Înainte de asta, de a se porni Iisus, evreii pledează cauza sutașului. Surprinzător. Cum pentru sutaș? Și observați, spune versetul 4. Aceștia au venit la Iisus. Da, citim și 3. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor, că erau oamenii de frunte, să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Și acum auziți. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis, face să-i faci acest bine. Și acum au zis, căci iubește neamul nostru și ne-a zidit sinagog. Extraordinar, nu? Să faci un lăcaș din chinare e ceva extraordinar. Și el toate le face. Și acum Iisus se îndreaptă spre sutaș. Aude ce spune sutașul și acum în fața întregii mulțimi cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 9. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș. În Matei 22, s-a întors spre norodul care mergea după el și a zis, vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință atât tău cu toată de mare. Spuneți-mi ce l-a impresionat pe Iisus, cu tot sufletul tău și în viața tot acestui tău. Aceasta nu că le-a zidit sinagog și cea mai mare poruncă, nu că iar a iubit neamul ei, important. Este să iubești. Dar ceea ce a apreciat Iisus și ceea ce contează înaintea lui Dumnezeu, observați-i credință. Vă mai dau un exemplu așa pe scurt, femeia cananeană, o problemă deosebită. Și femeia asta are o fiică muncită rău, spune Biblia în Matei capitolul 15, de un drac, așa spune cuvântul Scripturii. Și se întâmplă și aici ceva deosebit, ea, femeia asta, vine și își pledează cauza, era o cananeană, dintre neamuri. Și strigă după Iisus, spuneați-o taci, tot strigă mai tare. Și la un moment dat Iisus o cheamă să vină înaintea lui. Și știți foarte bine, la un moment dat Iisus spune, nu-i bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. În Matei 15:26, da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. În termenii juridici, aici poți vedea așa declinare de competență. Zice Iisus, i-am venit
pentru un scop, pentru ăștia, dar uite, o supune la teste ca să iasă ceva important. Femeia continuă, pledează cauza ei. Și Iisus nu spune, Doamne, ce curajosă e femeia, că noi apreciem oamenii curajoși. Doamne, cât știe de bine să vorbească, că nouă ne plac și aceștia care știu bine să vorbească. Dar auziți ce spune Domnul Iisus despre ea? Atunci Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești, mare este credința ta. Știi ce vreau să vă spun? De aceea mi-am dat titlul predicii, de la credință, de la dorință la credință. Ce s-ar întâmpla cu viața ta dacă bună oară s-ar încheia noaptea asta, sau mâine, sau săptămâna aceasta, și tu să fi avut dorințe bune și să ajungi poate în punctul acela în care să simți că trebuie să pleci și ai spune, Doamne, ce dorințe bune am avut. Să aud cuvântul, să aud corul, ce frumos cântă ăștia la baia mare. Am vrut să aud și pe Mesis, am vrut să aud și pe frații Strugarim și-o cântați și predici, care mai de care. Dar eu am rămas cu aprecieri sau poate cu like-uri ai dat și ai zis ce frumos și cu atât, dorințe bune. Dar dacă n-ajungi la credință, că ăsta e esențialul, n-ai realizat nimic. Pentru că observați, înainte de mutarea lui de pe pământ, Enoch, spune Biblia în Evrei, capitolul 11, versetul 5, uitați-vă bine, focalizați-vă privirile, prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ. Auzi ce spune acolo în dreptul lui? Ca să nu vadă moarte. Și n-a mai fost găsit. Pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și acum, observați, aici e o concluzie, de altfel eu vă invit, citiți Evrei 11. Mari oameni, mari personalități, Abel, Enoch, Noe, Avram, Isaac, Iacov, Iosif, Moise și câți alții, citiți numele lor. În dreptul fiecăruia dintre ei se spune ceva, dar toate realizările lor, tot ce au făcut ei, fără a fi avut credință, ei n-ar fi fost înregistrați acolo, pentru că Pavel, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, scrie despre acești oameni care în mod deosebit au fost plăcuți lui Dumnezeu, apreciați de Dumnezeu datorită credinței. Și versetul 6 spune așa, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Dragii mei, aș vrea în această seară să vedem pașii aceia pe care i-a făcut acest om ca să ajungă la credință. Primul lucru pe care vreau să-l supun atenției noastre, și mă rog pentru prietenii care sunt aici, mă rog pentru copiii fraților care cresc cu pâine sfințită, obișnuiți cu poezia, obișnuiți cu cântare, obișnuiți cu toate astea. Chiar aseară eram la Ruscova și iarăși m-am văzut ca 40 de ani în urmă cântând în corul bisericii și s-a cântat o cântare care așa a sensibilizat sufletul meu, care m-a determinat să iau legământul, să fac legământul cu Domnul, să mă decid pentru El. Era cântarea aceea care spunea, de atâtea ori cuvântul sfânt a încolțit la tine în gând, puteai și tu să fii salvat, dar tot mereu ai amânat și am amânat. Dar la un moment dat refrenul acelei cântări spunea, și cel mai trist cuvânt va fi, un plâns amar în veșnicii, puteai și tu să fii salvat, dar tot mereu ai amâna. Ce vei face tu în seara asta? Evanghelizarea trece. Vei amâna? Vei refuza? Sau vei spune, Doamne, eu vreau să-mi leg viața de Tine. Să cred ca și Sergiu Paulus, ca și mulți alții. Deci primul lucru pe care aș vrea să-l supun atenției noastre este acesta. Primul pas pe care l-a făcut acest om de la dorință la credință a fost acesta. A manifestat interes pentru cuvântul lui Dumnezeu. Reține.
Am manifestat interes pentru cuvântul lui Dumnezeu. Observați, spune versetul acesta 7, îl recitesc. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Observați ce interes. Noi avem interes. Dar chiar avem interes manifestat ca și la Paulus pentru acest cuvânt. De multe ori oamenii vor să audă o predică. Și trăim într-o lume despre care apostolul Pavel prorocea, practic, în 2 Timotei, capitolul 4, de la versetul 3 și 4, citim, căci va veni vreme când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătos, ci vor gădi la urechile, sau de lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Auzi, câte povești, câte zâmbete, câte râsete, cineva a numărat la unul odată de câte glume o zis în predică. Și asta a plăcut, că la fire asta place. Dar observați mai departe, spune, și vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta istorisir cum? Închipuite. Și la oameni le place. Le plac tot felul de lucruri. Dar cuvântul lui Dumnezeu să aibă dorință să audă cuvântul Domnului, de multe ori eu văd pe unii că stau, Doamne, a, păi dacă e cuvânt, ar trebui, zice, că așa, mai câte o poveste, mai câte una, mai câte alta. Ei, de aici, știți, făcea un comentariu, unul din mari comentatori, John Stott, și el a numit aici, după cele două versete, ceva, a zis el așa, aici se poate vedea sindromul urechilor nesătule. Pentru că apare de două ori, vedeți, își vor întoarce urechea, iar dincolo, în versetul 3, observați, spune, să audă, își vor gădila urechile, de două ori. Și oamenii vor să audă fel și fel de lucruri. Câți vor să audă cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu? Atât de mult îmi place la omul acesta faptul că el manifestă un interes deosebit, și anume, citesc încă o dată, a chemat pe Barnaba și și-a arătat dorința aia să audă cuvântul. Câți vrem să auzim cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu? Toate trec. Însă a spus Domnul Iisus Hristos, cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne cât? În viac. Ăsta-i cuvântul lui Dumnezeu. Poate ai probleme, poate ai nevoi, poate ai întrebări și n-ai răspunsuri. Aș vrea să spun aici, se găsesc răspunsurile la problemele vieții. Mi-a plăcut mult când un fost președinte al Americii, un om care a avut un mare rol în istoria omenirii, aș putea spune, și în mod deosebit la căderea zidului comunist, împreună cu Gorbaciov, Ronald Reagan, acest om care s-a raportat la cuvântul lui Dumnezeu, a spus ceva care a rămas posterității, și anume, spunea el, între coperțile acestei cărți se află răspunsurile la toate întrebările noastre. Numai să le citim și să le credem, auziți? Aici e marea problemă. Dar când te uiți la oamenii zilelor noastre, cât de dispuși sunt să le citească? Să privească în această carte, care, vedeți, dumneavoastră, ne învață, ne îndrumă. Și scopul ei i-a arătat tot de Pavel când îi scrie lui Timotei în cea de-a doua epistolă și în capitolul acesta 3, versetul 15, citim, din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciune, care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire. Dar vedeți, dumneavoastră, când omul ascultă acest cuvânt al lui Dumnezeu și dacă nu-i convine și dacă vine cineva și predică și atinge corzile sensibile ale sufletului său sau dacă poate sunt anumite lucruri, anumite păcate care stau acolo și el le cocoloșește, nu-i place cuvântul. Dar Biblia, cuvântul ăsta, tocmai asta face, să îndrepte. Vă dau un exemplu. A fost un om care și-a arătat, manifestat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și spune Biblia că în repetate rânduri îl chema pe Pavel.
a citit în Faptele Apostolilor, este vorba despre Felix. Omul acesta, în Fapte 24, spune cuvântul Scripturii că știa câte ceva despre creștinism, știa câte ceva despre calea aceasta și citim Fapte 24 cu 22. Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta, i-a amânat zicând, am să cercetez pricina voastră când va veni căpitanul Lisias. Auziți, știa cât de bine. Și la un moment dat spune că după câteva zile, versetul 24, a venit Felix cu nevastă sa Drusila, care era iudeică. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Iisus Hristos. Și acum auziți. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix îngrozit a zis, de asta, dar tu du-te. Când voi mai avea prilej, te voi? Auzi, acum nu. Nu i-o convenit, auzi, sunt îngrozit. Și dacă stai și te gândești, Pavel era în lanțuri și el stătea pe scaunul acela, ce ne știe ce tron avea. Și el era liber și îmbrăca pot în porfiră, o fi avut toga aceea frigiană, ei, înconjurat de soldați și de tot și acum tremură, îngrozit. Știi de ce? L-a atins cuvântul lui Dumnezeu. Auzi, dacă nu te atinge cuvântul, și dacă cuvântul ăsta, așa cum îl văd unii, te face să râzi, să zâmbești, să te simți că zic, o nebastă prede să se simtă bine, că firea asta vrea asta. Dar ascultă-mă bine, cuvântul lui Dumnezeu e cuvântul lui Dumnezeu. Prin el se adresează Dumnezeu oamenilor și ne cere să ne întoarcem la el, să ne pocăim, să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și doar atunci omul poate să facă un pas cu adevărat spre Dumnezeu, spre credință. Când e dispus să audă cuvântul lui Dumnezeu. Biblia ne spune despre mulți oameni care și-au arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu, însă unii au dorință să audă, dar nu așa cum a avut dorința Sergius Paulus. Vă dau un exemplu, tot din Fapte. În Fapte 17 ni se spune aici despre niște oameni din Atena. Și cuvântul lui Dumnezeu spune despre ei în Fapte 17, începând cu versetul 20, următoarele, chiar 19, citim următoarele lucruri. Atunci l-au luat pe Pavel, l-au dus la Areopag și au zis, putem să știm noi care este această învățătură nouă pe care o vestești tu, fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la us. Am vrea, dar să știm ce vrea să zică aceasta, căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Dar înainte de asta știți care a fost scopul lor? Vă citesc versetul 18. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Auzi, ce vrea să spună? Ați văzut cum l-au numit? Sunt oameni care au păreri și păreri. Acum ar fi multe de spus. Însă eu vreau să vă pun pe toți cei care sunteți aici, prieteni dragi, toți care participăm la această slujbă. Ne asemănăm în seara asta și noi cu Sergius Paulus, un om care a ajuns de la dorință la credință. Primul pas pe care l-a avut, l-a făcut, a fost acesta. A manifestat, auziți, a manifestat interes pentru cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să te provoc în seara asta, oricine ai fi. Tu manifesti interes pentru cuvântul lui Dumnezeu? Sau? E o formă, e un obicei. S-ar putea să fii membru al bisericii, care de multă vreme să vii. Și nu ai altceva în obiectiv, să mai văd ce mai zice ăla. Sau chiar dorești să te pătrundă acest cuvânt al lui Dumnezeu. Mă rog în seara asta ca Duhul Domnului să nu lase pe nimeni de aici să plece fără să aibă o dorință sinceră, un interes deosebit pentru acest cuvânt al lui Dumnezeu. Amin! Amin.
2. Observați următorul lucru. Când ne uităm la viața acestui om și punem întrebarea aceasta, cum a ajuns acest om de la dorință la credință, un al doilea lucru pe care îl văd eu aici este, a trecut peste piedicile care au stat în calea lui de a auzi cuvântul lui Dumnezeu. A trecut peste piedicile care au stat în calea lui de a auzi cuvântul lui Dumnezeu. Diavolul niciodată nu stă liniștit. El întotdeauna a avut ceva de făcut împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Și observați, pentru Pavel și Barnaba nu era deloc ușor. Era prima călătorie misionară. Au fost încredințați de biserica din Antiohia, care s-a rugat, a postit pentru ei. Și au plecat în misiune și acum observați, prima lucrare pe care o fac ei e lucrarea asta unde diavolul se folosește de acest elima, de acest mag. Pentru că termenul este acolo magus, care poate să fie în unele situații ca și magia de la răsărit, care au dovedit interes pentru Iisus, pentru împăratul de curând născut, însă aici omul ăsta e un vrăjitor, e un consilier, se pare a lui Paulus, e, însă pentru dregător, el, rețineți, e o piedică. Și observați ce spune aici cuvântul Scripturii, citesc versetul 8, dar elima vrăjitorul, căci așa se tălcuiește numele lui, le stătea împotrivă și căuta să bată pe dregător de la credință. Ia auziți, sunt piedici. Credeți că sunt piedici aici? Știți, zice Dors într-o poezie de-a lui, nu rătăcești cât timp ți-e gândul și inima la ce ai primit. Când inima ți-e în altă parte, chiar stând aici, ești rătăcit. Dacă eu v-aș întreba, nu simțiți piedici? Nu vine cel rău și se predică, se cântă și cine știe, tu ești, nu știu, păut. L-ascultam eu odată pe un pastor, eram student, și predica la Sebastian, la București. Și spunea că a avut în biserică un om care era fotograf de meserie. Pe vremea comunismului nu erau mulți. Și era prezent și îl chemau frață să facă poze la nuntă, la binecuvântări, la alte evenimente ale bisericii. Dar omul așa de bine s-a obișnuit să vină la biserică și venea deja nu numai când trebuia făcute poze. Și-a trecut un an și doi și l-a abordat pastorul la un moment dat și spune, domnule, totuși ce vă determină? Am văzut că n-avea nicio reacție, stea liniștit, nici tu să-ți decidă pentru Domnul și îi pune întrebarea asta, totuși ce vă determină să veniți dumneavoastră la biserică? Și auzi, ăsta se pune la el și spune așa, domnul pastor, vă spun drept, eu când vin aici la dumneavoastră să cântă, să mai predică, dar zice, eu pot să mă gândesc la ce am de făcut săptămâna care urmează, zice, eu vin și zice, aici pot medita, așa în liniște și așa mai departe și așa. Mă rog, auziți, e un răspuns, e un răspuns. S-ar putea să vii la biserică și să te abată cine știe câte lucruri. Eu am văzut pe mulți în biserică că au piedici, știți de care? Telefon. Am văzut oameni care stau în biserică și te uiți la ei tot timpul la telefon, să uit. Am depistat odată așa printre tineri că scriau mesaje, am zis să văd la care scrie. Și mă uitam așa în sală, vedeam reacția și am zis, e clar. Fără să se uite la ce spune aici cuvântul Scripturii în Eclesiastul, capitolul 5, versetul 1. Și auzi ce spune acolo. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfă nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu... aceasta. No, câți nu vin în casa lui Dumnezeu? Și apă, cum e îmbrăcat ăla, cum e o cântat ăla, ai văzut ce-o greșit. Dacă o greșit un pastor, un predicator, un verset, deja e pe Facebook sau pe WhatsApp. Și domne, copiază, rup ceva din predică și să vezi cum savurează tot și dau like-uri. Da. Ascultă-mă bine, diavolul are meseria asta. Să pună piedici. Uitați-vă ce piedici pune în calea acestui om. Vreau să vă spun că piedicele pot fi de multe feluri. Într-o bună zi, Domnul Iisus se oprește în dreptul unui dud. Era acolo mai marele vameșilor.
Și omul ăsta era și el interesat de Iisus. Și Iisus se oprește în dreptul Domnului și merge în casa lui. E, dar auziți, o piedică pentru Zacheu. Știți care era? În Luca, la capitolul 19, versetul 7, spune: când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. S-ar putea să fie auzit tu cuvântul lui Dumnezeu și să fie vorbit acasă, să fie vorbit cu cineva și să-ți fie spus: da, pentru cât ești de păcătos, dar tu cât i-ai făcut, dar cât i-ai isprăvit, a, pentru că chiar crezi că Dumnezeu te iartă pe tine. E o piedică, să știți. Altă piedică ce poate fi în calea unui om care să ajungă la credință și să devină copil al lui Dumnezeu, pot să fie ca la tânărul bogat. Uitați-vă ce dorință extraordinară are omul acesta. Uitați-vă, Marcu, la capitolul 10, versetul 17. Tocmai când era să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: bunul învățător, ce să fac ca să moștenesc viață veșnică? Câți nu vrem viață veșnică, așa? Toți dorim, toți vrem viață veșnică. Toți am dorit să trăim cât mai mult. Uitați-vă toate miturile din diferite ale diferitelor popoare. Eu am o carte a lui George Dumezin, care are mituri și epopee și tot ce vreți dumneavoastră. Și în fiecare neam, în fiecare popor, era dorința asta oamenilor să trăiască cât mai mult. Până și la noi, la români, Petre Ispirescu a scris basmul acela: tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Dorință bună? Foarte bună. Foarte bună. Însă observați dumneavoastră, toți vor viață veșnică, dar nu toți vor să dea piedicile la o parte. Știți foarte bine conversația Domnului Iisus cu acest tânăr bogat. Nu îi se spune numele. E una în care Domnul Iisus îl întreabă: cunoști poruncile? Și ăsta cu atâta bucurie spune: da, da, toate le-am păzit cu grijă din tinereți. N-o curvit, n-o furat, n-o ucis, a fost moral și tot ce vrei. Și Iisus face așa o radiografie acestui om și vede o piedică ce stă în calea acestui om. Și observați, în versetul 21, Domnul Iisus Hristos spune: Iisus a uitat ținte la el și l-a iubit, auzi? Știți că ne iubește pe toți. Ăsta e Domnul, mărit să fie el. Dar îi zice: îți lipsește un lucru. Du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoră în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează. Credeți că Domnul Iisus avea ceva treabă cu bogăția lui? Da. Eu cred că Iov a fost mai bogat decât el. Dar nu i-a zis asta lui. Iisus a făcut o radiografie a inimii lui, a centrului de comandă al acestui om și a observat că e legat de lucrurile acestea pământești. Și vai câți oameni sunt legați de aceste lucruri. Și când aud cuvântul și ar vrea să vină la Iisus, ei nu pot să dea piedica asta la o parte. Uitați-vă, deznodământul, următorul verset 22 spune: mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. O piedică. O piedică. S-ar putea pentru unii să fie o astfel de piedică în a-L urma pe Domnul Iisus Hristos. Pentru alții poate să fie o piedică, știi ce? O învățătură care să zică: bă, dar chiar așa ceva, asta nu pot crede. Uitați-vă la atenieni, am pomenit de ei. Uitați-vă versetul 32, ei ascultă cu atenție orice predică ține apostolul Pavel, îi plimbă prin poeții lor, le vorbește de atâtea lucruri, de ziitățile lor, le spune ce trebuie să facă, dar la un moment dat le îndreaptă privirile spre cel spre care fiecare predicator trebuie să îndrepte privirile: Iisus Hristos. El trebuie să fie în centru. Și le spune acele cuvinte din versetul 30. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Auziți? Prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din mor. Și acum auziți versetul 32.
Ce spune? Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucru te vom asculta altă dată. A fost o piedică pentru ei? A fost. Știți câte piedici pot fi? Eu nu știu care-s piedicele ce stau în calea ta. S-ar putea să nu-ți fi plăcut o cântare, un predicator, o predică, ceva învățătură, să zici, domnule, asta e prea de tot, chiar se poate așa ceva. Ceva care poate să nu corespundă concepțiilor tale. Însă eu vreau să-ți spun în seara asta, omule, oricine-i fi, analizează-ți bine viața. Privește spre Sergiu Paulus. El a avut o piedică, într-adevăr, cu un om, cu vrăj, cu tot felul de lucru. Și noi suntem obișnuiți în vremea noastră să găsim piedici din astea. Câți oameni nu se țin de horoscop? Câți oameni nu se țin că cineva le-a prevestit ceva și nu mai pot trece peste lucrul acela? Nu știu, iară fac apel la fratele Nelu, eram student și am avut un profesor de psihologie. Și profesorul ăla de psihologie și pedagogie cu care am făcut era un maramureșan. Eu chiar, mă rog, așa să zic, m-am împrietenit cu dumnealui, povesteam în pauze cu dumnealui. Era un profesor eminent, cunoscut, mă rog, în multe locuri. Și ne-a povestit el o situație că un om a ajuns și el pe mâna vrăjitorilor, pe mâna ăstora care prevestesc, poate cineva aici, care, mă rog, a intrat în colul ăsta, da? Al vrăjitorilor, a oamenilor care prevestesc fel și fel de lucru. Și au zis că, eu știu unde, o cătătoare, cum zic măroșenii, i-au zis că a murit cu toți dinții în gură. Și au zis că așa presiunea a fost pe omul ăsta încât parcă era paralizat, nu știu dacă ți-aduce aminte, nu mai putea merge nici să lucreze, era inginer de profesie, domnule. Și era vremea aia încă a comunismului și a avut niște prieteni. Eu știu cum au făcut, cum n-au făcut. Acești oameni au văzut că nu-i bine cu el, l-au ademenit și l-au dus într-un cabinet stomatologic, l-au ținut așa și, mă rog, cu stomatologul i-au scos un dinte și după aceea, când s-au văzut cu dintele scos, ăștia i-au spus, no, gata, ai murit, ești fără dinte și așa i-au trecut la omul ăsta. Diavolul are o putere deosebită și sunt unii oameni care sunt ținuți de fel și fel de lucruri din acestea. Eu nu știu. Poate horoscopul ăla pe care îl citești zilnic. Nu știu, unii citești și zic, bă, tu ce ești? Dacă îi zici berbec, te dân judecat. Dacă îi zici rac, scorpion, cine știe, te alegi cu ceva. Dar el spune că-i pe acolo. Și poate te-o ținut legat și poate ai comparat lucrurile. În seara asta, eu aș vrea să spun, dragul meu, tânăr, doamnă, domnule care ești aici, ascultă-mă bine, dă la o parte aceste piedici. Și privește țintă spre Cel care a coborât în lumea noastră. Să aducă dezlegare, să aducă libertate. Cum spunea Domnul Iisus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. O, Doamne, adu eliberare în seara asta. Și fă ca oamenii să dea orice piedică la o parte. Amin? Amin. Ăsta a fost al doilea pas. El a dat piedicile, tu le vei da? Al treilea lucru pe care eu îl văd. Al treilea pas pe care îl face omul acesta ca să ajungă de la dorință la credință este, așa am numit, a acceptat învățătura Domnului. Spune versetul 12 aici din text și a rămas uimit de învățătura Domnului, a rămas uimit de învățătura Domnului. Știi ce înseamnă asta? Când un om rămâne uimit și primește învățătura Domnului, în viața lui au loc profunde schimbări. Nu există primirea cuvântului fără schimbare. Uitați-vă aici, omul ăsta ajunge să primească învățătura Domnului și numele lui e scris aici. Am putea spune primul trofeu al apostolului Pavel și Barnaba din lucrarea misionară. Primul convertit. Schimbare! Și nu era oricine, un om deosebit. Uitați-vă în Biblie, vă arăt, Zacheu, de care am pomenit mai înainte. În momentul în care omul acesta dă piedică, o să știa, păi ăsta-i păcătos, ăsta-i vinovat, ăsta are un trecut din ăla, vai, vai, vai. Însă, omul ăsta stă înaintea lui Iisus și observați în versetul 8, aici e schimbarea. În versetul 8, Luca 19 spune așa, și Zacheu a stătut înaintea Domnului și a zis, Doamne, jumătate din avuția mea o dau
săraci. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi cum? Împătrit. Uitați-vă schimbare, uitați-vă transformare. Mi-aduc aminte aici în Baia Mare, în 91, mi-am cumpărat o carte Dăruindu-i dobândie a lui Steinhardt. Și el face un comentariu superb la evenimentul acesta, la Luca, în 19, cu Zacheu. Și spune la un moment dat, aici se poate vedea puterea lui Dumnezeu de a replămădi omul vechi și de a făuri din trânsul un om nou. Asta face Dumnezeu. Sunt aici mărturii oameni care au fost schimbați, care au acceptat învățătura Domnului. Nu pot să zici, am acceptat cuvântul, am rămas uimit de cuvântul lui Dumnezeu, fără ca în viața ta să aibă loc schimbări. Uitați-vă, când primește famenul etiopian cuvântul, el crede cuvântul lui Dumnezeu și face pasul. Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat. Uitați-vă la 1 Tesaloniceni, puneți capitolul 1, versetul 6. Tesalonicenii erau niște oameni care locuiau într-un oraș puternic. În cea de-a doua călătorie misionară, Pavel predică Evanghelia acolo. Tesalonicul era undeva la 60-70 de kilometri de muntele Olimp. Tot știți de legendele Olimpului, cu zeii, Zeus, cu Poseidon și cu tot ce vreți dumneavoastră. La 60-70 de kilometri, oameni care stăteau și se uitau la idolii lor și mergeau pe mare și ziceau, Poseidon, ajută-ne! Le trebuia înțelepciune, ziceau, Atena, dă-ne înțelepciune! Făceau comerț, se gândeau la și se rugau zeului lor. Și acum observați, Pavel predică cuvântul și spune aici așa, și voi înși vă, ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul. În multe necazuri, cu bucuria care vine, de unde? De la Duhul Sfânt. Și în ce s-a materializat, scumpii mei? În rămânerea lor, primirea cuvântului lui Dumnezeu. Uitați-vă, și asta sună pentru toată biserica. Eu ca și credincios, eu ca și om, care poate mă laud că am primit cuvântul lui Dumnezeu, poate zic și eu ca și Paulus, Sergius, am fost uimit de cuvântul lui Dumnezeu. Dar ascultă-mă, uimirea nu-i numai că ai zis ce predică deosebită. Oh, ce am auzit voi astăzi, nu în asta, uitați-vă aici ce spune, pun următoarele versete, 7 până la 9 citim. Și spune cuvântul și voi înși v-ați călcat, da? Încât ați ajuns o pildă, da, pune versetul 7, da? Pune 7 și după aia vede, ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. Suntem pildă, ce ziceți? Zice Dors într-o poezie de-a lui, o om, ce mare răspundere ai, de tot ce face în lume, de pildă care pe la alții o dai, căci ea mereu pe mulți spre iad sau rai, o să-i îndrume viața ta, cum îi îndrumă pe prietenii tăi de la școală? Pe vecinii tăi, pe colegii tăi de muncă, tu zici că ești pocăit când sunt cor, când sunt corul de tineret. Ce spun oamenii de la bloc când te văd? În trafic, ce spun despre tine? Sau eu știu un alt loc, ești într-adevăr o pildă? În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni. Așa că nu mai avem nevoie să vorbim de ea. Îi așa? Ce ziceți? Asta e pentru noi, frate, pentru mine și pentru toți cât sunteți aici. Și versetul 9 mai spune ceva foarte interesant. Căci ei istorisesc, ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și cum? Observați în ce constă primirea cuvântului? O schimbare profundă, ăștia de la idol, nu le-au mai trebuit pe Poseidon, nici pe Zeus, nici pe Hera, nu le-au trebuit nici pe Artemis, nici de Valentine's Day, nu le-au trebuit pe Dionisos, nu le-au mai trebuit. Ei s-au uitat spre unul singur care are toată puterea în cer și pe pământ, numele lui Iisus Hristos, asta e schimbarea. El trebuie să fie în centrul atenției noastre. El trebuie să ne conducă, nu numai cântăm, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi și înapoi eu nu voi da, ci noi trebuie să călcăm pe urmele Lui. Asta înseamnă rămânerea în Iisus Hristos. Asta înseamnă acceptarea
cuvântului lui Dumnezeu și mă rog Domnului să fie aici oameni care să accepte cuvântul. Mă rog oameni care să se lase transformați de cuvântul lui Dumnezeu și numele lui Hristos să fie slăvit. Amin! Amin. Și închei cu al patrulea punct, de la dorință la credință. Și acum auziți al patrulea lucru. A ajuns să creadă cuvântul lui Dumnezeu. A ajuns să creadă cuvântul lui Dumnezeu. Și acum auziți bine. Omul ăsta a ajuns la cea mai mare realizare din viața lui. Mă uit la viața impresionantă acestui om. Uitați-vă, revin, ni se spune despre el că era dregătorul Sergius Paulus, era proconsul. Proconsulii erau numiți de senatul roman. Iar procuratorii, ca și Pilat și ceilalți, erau numiți direct de împărat de la Roma. Ei erau numiți, nu erau orice oameni. Și spune aici că era un om înțelept, auziți? Un om înțelept și ai putea spune, domnule, ce realizat? Însă vreau să vă spun că cea mai mare realizare, spuneam în introducere și nu o să mai pedalez pe asta, pentru Sergius Paulus e că a ajuns să creadă, a ajuns să fie și el în numărul acelora, despre care în marea zi se va spune, prin credință Sergius Paulus l-a urmat pe Iisus și a început să trăiască o viață nouă. Prin credință acest om care, mă rog, a fost cineva, de data asta, observați, spune Biblia despre el, că a ajuns să creadă. Biblia, mai ales Faptele Apostolilor, care ne prezintă acele convertiri deosebite. Și noi ne uităm spre acești oameni, e o oglindă pentru noi. În dreptul fiecăruia dintre ei se spune a crezut. Uitați-vă la Filip, ministru de finanțe al etiopienilor. Vine la Ierusalim, vrea să vadă închinarea, vrea să se închine, vede procesiunea religioasă, nu-l satisface. Ia o carte și Dumnezeu vede inima acestui om și declanșează, vedeți dumneavoastră, ceva deosebit Dumnezeu. Ia pe un înger și spune, du-te la Filip. Lui Filip, du-te și ajunge carul. Și ajunge carul, zice, înțelegi tu ce citești? Cum să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și în Fapte 8:35 spune, Filip a propovăduit, auzi, a început scriptura aceasta și a propovăduit, auzi, pe cine? Pe Iisus. Și ce-mi place în versetul 37, că aici acest om face această declarație superbă, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Uitați-vă, trec așa în revistă, doar rapid la famenul, de la famenul etiopian, la temnicerul din Filip, directorul închisorii. Și ăsta un om, o personalitate. Aude cuvântul lui Dumnezeu și versetul 34 din Fapte 16 spune așa, după ce a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui. Auzi, că a crezut în Dumnezeu. Ce frumos! Uitați-vă la Atena. Ai zice că predica asta, superbă lui Pavel, a rămas fără efect. N-a rămas. Bătjocoritorii ăia s-au dus și nu mai știe nimeni de ei. Însă până în zilele noastre, cei care citim Biblia, putem să vedem un triumf al Evangheliei la Atena. Și în Fapte 17:34 ni se spune în felul următor, totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Aceștia, între aceștia era Dionisia Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Și câte nume nu avem noi de Damaris? Și eu mi-am dat la una din fiicele mele și numele de Damaris. Altfel n-am fi știut, însă au fost oameni care au crezut. Și uitați-vă încă un exemplu, vă dau din Fapte 18:8, de data asta un fruntaș al sinagogii, spune, dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni care au zisele pe Pavel, au crezut și ei și au fost botezați. Observați, cea mai mare realizare a unui om, de la dorință să ajungă la credință, adică să creadă. Tu cu ce vei pleca în seara asta de aici? Repet încă o dată, după mai multe seri de evangelizare, după mai multe seri în care ai auzit cuvântul lui Dumnezeu, poate ai avut, dragul meu, dorințe bune. Și eu sunt ferm convins că unii au venit cu dorința asta în suflet să audă cuvântul Scripturii.
Acum, lăsând altele, că, mă rog, pot avea unii dorințe după predicator preferat, după cântăreț preferat și câte altele, asta e una. Dar în mod deosebit, ascultătorii, oamenii care primesc câte o invitație, s-ar putea să se fi trezit în ei, sau poate ești aici să se fi trezit în tine dorința asta după Dumnezeu, să auzi cu adevărat acel cuvânt al lui Dumnezeu care să te pătrundă, să intre acolo în adâncul ființei tale. Dragul meu, aș vrea să-ți spun în seara asta, lasă-L pe Duhul Sfânt să te cerceteze, lasă-L pe El să te facă să înțelegi dacă cu adevărat este în tine o dorință, și nu orice dorință, decât acea dorință după cuvântul lui Dumnezeu. E cuvântul acesta pe care Dumnezeu ne l-a dăruit nouă oamenilor și atât de mult contează viitorul nostru, destinul nostru, de ce atitudine luăm față de acest cuvânt. Îl poți respinge. Știi, sunt atitudini că unii l-au disprețuit. Și o să citesc din Isaia, capitolul 5, în versetul 24. Sunt două atitudini a unor oameni care, mă rog, disprețuiesc cuvântul. Observați, spune, de aceea cum mistuie o limbă de foc miriștea și cum arde flacăra iarba uscată, tot așa ca putregaiul le va fi rădăcina lor și floarea li se va risipi în vânt ca țărâna, căci au nesocotit, auziți, legea Domnului, oștirilor, și au disprețuit cuvântul Sfântului Israel. S-ar putea să fie astfel de oameni, Doamne păzești, dar sunt. S-ar putea să fie oameni care să nu creadă. Observați aici, spune cuvântul Scripturii în 1 Petru, și o să citesc atitudinea unor oameni cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 2, versetul 8, spune: ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul. Și la aceasta sunt rânduiți. Sunt unii care nu cred, sunt unii care citesc Biblia, dar nu cred ce scrie în ea. Țin minte, undeva s-a întâmplat, citeam, că o bătrânică stătea și citea cuvântul lui Dumnezeu. Și ea era cu fața luminată, că acel cuvânt o pătrundea și îi plăcea așa de mult. Și s-a întâlnit un ateu cu ea și discută cu ea și o întreabă și o descoasă și îi spune și dă-i, și dă-i. Și la un moment dat ateul îi spune: auzi, acum îți spun eu o întrebare. Spune mie, mătușică, cum i-o fi zis, cum îți explici că Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului și nu a murit, nu s-a asfixiat, nu a fost ars de sucul gastric? Și dai, și dai, și o spun. Și bătrânica spune: no, întrebarea asta e fără răspuns, că n-am cum să spun, nu știu. Dar zice, când o ajunge eu în rai, eu o să-l întreb pe Iona și el o să-mi explice, atunci o să pot spune. Și ăsta s-o batjocorească, îi spune: da, dacă Iona n-a fi în rai. Și bătrânica se uită la el: atunci o să-l întreb tu, zice, înțelegeți? Și așa va fi cu mulți care nu cred asta, înțelegeți? Așa va fi cu mulți, că ei astăzi n-au treabă, astăzi ăștia cred așa ceva. Eu te invit în seara asta și îți spun, crede, că e cel mai important. Și dacă vei fi acel om care te vei asemăna cu Sergius Paulus și vei trece peste acești pași, și anume, întâi de toate a manifestat dorința. Auzi, a manifestat o dorință, a manifestat un interes, în primul rând, pentru cuvântul lui Dumnezeu, în al doilea rând, a dat piedicile la o parte, din calea auzirii cuvântului lui Dumnezeu. După aia, în al treilea rând, a acceptat învățătura din cuvântul lui Dumnezeu. O vei accepta ce vei zice. Și în al patrulea rând, a crezut cuvântul lui Dumnezeu și a rămas un om scris, aș spune, cu litere de aur, pe paginile primei istorii a bisericii. N-ai vrea să fie scris și numele tău? Mă rog ca Duhul Domnului să lucreze și să fie oameni care astăzi să te decidă pentru Domnul. Amin!